Colmentis cumva sunt vinovați de faptul că ne-au deschis și noi și nouă atenția către cărțile pe care cei doi psihanaliști prezenți în această seară alături de noi ca invitați special le-au propus publicului larg. Despre traducerea acestor cărți în română și despre cum pot ele să fie de ajutor publicului specializat sau interesat din România, mai multe cuvinte puteți asculta din partea colegii mele de editură, Gabriela Denis, psiholog, coordonatoarea colecției Jungiană și persoana vinovată cumva de poziționarea acestor cărți în cel mai corect cadru psihanalitic. Gabriela? Mulțumesc, Andreea! Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur că sunteți aici și că sunteți interesați de această temă pe care o consider de mare actualitate, mitul creșterii nelimitate. Este o temă care ne afectează pe toți, este un subiect care, de care avem toți nevoie. Avem nevoie să discutăm astfel de subiecte pentru a câștigăm un pic din normalitatea pe care ne-o dorim și noi ca indivizi, dar și ca societate. De aceea mulțumesc și eu Iuliei Fordanu și Asociației Solmentis, colegilor de la Asociația Solmentis, care au adus în seara aceasta alături de noi un psihanalist, un analist iunghian de un asemenea renume. Doresc să mulțumesc de asemenea Universității Spirul Haret pentru găzduirea din seara aceasta și pentru amabilitatea cu care ne-au deschis ușile de fiecare dată. Eu reprezint editura Herald și în cadrul editurii Herald există această colecție iunghiană asupra căreia vreau să vă atrag atenția. Pentru că, nu întâmplător, aceste cărți au apărut în colecția iunghiană. Există un întreg concept al acestei colecții. Psihologia iunghiană, în general, este cea care ne invită către autoreflecție, către introspecție, dar ne deschide și ochii către posibilitățile noastre de dezvoltare interioară și către această explorare a spiritului nostru, atât personal cât și colectiv. Cred că în cărțile acestei colecții veți descoperi foarte multe lucruri pe care probabil că le știați undeva în colțul minții, dar nu le conștientizați și va fi un exercițiu extraordinar să răsfoiți aceste cărți, să le citiți apoi cu atenție și să încercați să surprindeți esența acestei psihologii pe care eu o consider deosebită, psihologia iunghiană. Eu vreau să vă deschid apetitul și cred că această seară o să vă deschid apetitul către tot ce înseamnă cărțile și, de fapt, gândirea iunghiană. Nu știu, am avut de multe ori senzația că nu este una din școlile de psihologie cele mai cunoscute la noi sau cele mai îmbrățișate în cultura noastră, dar am din ce în ce mai mult sentimentul că există tot mai mulți doritori de astfel de literatură, o literatură care se adresează publicului de specialitate, dar și oamenilor pasionați de cultură și de înțelegerea rădăcinilor noastre și sociale și culturale, din ce am senzația că sunt tot mai mult astfel de oameni care caută totuși să, o astfel de înțelegere profundă a societății și a civilizației noastre. De aceea ați venit la conferința care trebuie. Luigi Zoia este fostul președinte al Asociației Internaționale de Psihologie Analitică. Este fostul președinte al organizației similare din Italia, al Asociației de Psihologie Analitică Italiene. De asemenea, este fostul președinte al Comisiei de Etică din cadrul Asociației Internaționale de Psihologie Analitică. Deci avem în fața noastră un om cu o carte de vizită impresionantă. Este formator, analist formator în cadrul Institutului Jung de la Zurich și a fost invitat ca profesor în foarte multe universități din această lume.
Are foarte multe lucruri interesante să ne spună și din acest motiv chiar am să dau cuvântul mai departe și domnului Georgescu și după aceea am să vă las să-l ascultați pe invitatul nostru. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și mulțumesc încă o dată Universității Spirul Haret și Asociației Solventis și bineînțeles invitațiilor noștri deosebiți din această seară.